Începem? Începem. Bună dimineața, bună ziua de fapt. Subiectul conferinței de presă de astăzi este un extrem de important pentru USR. Este un subiect pe care, din nefericire, în ultimii 3 ani l-ați auzit tratat extrem de superficial. E un subiect pe care l-am antamat în programul de guvernare și care va fi o temă pe agenda publică pentru următoarea majoritate parlamentară extrem de importantă. Credem că obiectivul revizuirii constituționale trebuie să fie acela de recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului prin garantarea unui comportament stabil, predictibil și nepartizan. Tocmai de aia spun că este un subiect care, deși poate părea tehnic, va trebui să fie dezbătut extrem de serios atât de partidele politice cât și de societatea civilă pentru a ajunge la un produs constituțional, la o reformă constituțională care să ducă la o pace socială pe care ne dorim cu toți. Așa cum spuneam, nu de ieri de azi, ci în ultimii 3 ani, de când PDL-ul ne-a fluturat public doar în perioada campaniei electorale tema revizuirii Constituției, cred că această reformă trebuie făcută într-un climat de stabilitate politică, socială și instituțională. Spunem asta noi, cei din USL, pentru că proiectul de revizuire a Constituției nu trebuie dezbătut pe picior în 2-3 zile atunci când agenda publică nu are alte subiecte, ci credem că trebuie să fie discutat critic și imparțial pentru a putea înlătura disfuncționalitățile sistemului constituțional românesc, care, așa cum ați observat, sunt multiple. Nu poate fi discutată de asemenea nici în condițiile în care președintele Traian Băsescu dorea să le discute, și anume, desigur, vă aduceți aminte de tropul pe care președintele ni-l propunea într-o bună dimineață, spunea că este dacă acceptăm să adoptăm proiectul de revizuire propus de el, proiect pe care vă aduc aminte că în iunie 2011 Curtea Constituțională a României a dat un aviz negativ pentru că, bineînțeles, era foarte prost proiect și nu corespundea intereselor românilor. Revizuirea Constituției este un subiect complex, delicat, serios, care trebuie abordat după alegerile parlamentare, pentru că în alt context riscă să devină, așa cum a devenit anterior și de aia n-a avut nicio finalitate, ținta unor prea facile manipulări politice. Ce înseamnă, din punctul de vedere al Uniunii Social-Liberale, această revizuire a Constituției? Înseamnă, în primul rând, reclădirea încrederii fiecărui cetățean în puterea Constituției de a apăra drepturile și libertățile fundamentale. Și aici, desigur, că am avea foarte multe de spus, dar doamna Angel, cu siguranță, va aborda subiectul mult mai bine decât mine. În al doilea rând, înseamnă consolidarea regimului democratic, care presupune că guvernarea se face în limita legii, nu conform voinței despotice a unei persoane sau unui grup de interese, și exemple aveți cu toții din ultimii 3 ani de zile și nu numai din ultimii 3 ani de zile. În al treilea rând, înseamnă că puterile statului sau între puterile statului trebuie creat un echilibru funcțional viabil, astfel încât să se evite suprapunerile instituționale. Și pentru asta o să vedeți în expunerea tehnică câteva propuneri cu care USR vine în întâmpinarea evitării acestor suprapuneri. Concluzia noastră este una singură, că fosta majoritate PDL nu s-a preocupat serios de procesul de revizuire a Constituției, act fundamental pentru funcționarea instituțiilor statului, și au folosit acest subiect doar ca temă de campanie electorală. Nu știu dacă cineva din PDL mai vorbește astăzi de ideea de revizuire a Constituției, nu l-ați mai auzit pe președintele Traian Băsescu vorbind despre unicameral, bicameral, reducerea numărului de parlamentari și așa mai departe, a uitat acest subiect, l-a folosit exclusiv în campania sa prezidențială și în referendum, astăzi fiind o temă străină de domnia sa. Din păcate, ultimii ani au fost marcați de apariția unor dese conflicte între puterile statului, deși toate cele 3 puteri în stat au fost implicate în aceste conflicte, cele mai dese cazuri întâlnite au fost cele de conflict între puterea legiuitoare și cele 2 componente ale puterii executive, președinte și guvern.
Tocmai de aceea vreau să vă enumăr pe scurt și în măsura în care sunteți interesați să dezvolt ideea, o să o facem la sfârșit, o să vă dezvolt propunerile pe care Uniunea Social-Liberală le are cu privire la modificările ce fac referire la puterea legislativă reglementată constituțional. Așa cum spunea și premierul ieri în Parlament, atunci când a venit să ne prezintă poziția Guvernului pentru Consiliul de mâine, Parlamentul României este și trebuie să rămână instituția fundamentală a arhitecturii constituționale din România. E clar că în noua Constituție vor trebui să fie stabilite anumite reguli maximale cu privire la sistemul electoral, de asemenea, astfel încât legea electorală să nu mai poată fi modificată radical ori de câte ori interesul unei guvernări o cere la final de mandat. Soluția noastră cu privire la noi dezbătuta temă bicameralism versus unicameralism este una foarte limpede. Nu dorim în mod clar unicameralismul, ci dorim menținerea bicameralismului, dar nu sub orice formă, ci dorim un bicameralism diferențiat. Așa cum am mai spus, Senatul ar trebui să reprezinte colectivitățile locale. Ca atare, se renunță la ideea de dublă reprezentare pe care o considerăm și noi inutilă, dublă reprezentare care se regăsește în forma actuală atât a legii electorale cât și din punct de vedere constituțional. Camera Deputaților ar trebui să aibă prioritate în fața Senatului în ceea ce privește adoptarea legislației, ceea ce presupune, evident, o discuție foarte serioasă atunci când va ajunge proiectul la nivel parlamentar, pentru a renunța la împărțirea negociată a materiilor legislative, așa cum este acum între Camera Deputaților și Senat. De asemenea, ar trebui precizate un sistem de vot și o durată a mandatului diferite pentru senatori și deputați. S-a formulat o opinie care poate fi îmbunătățită și care va fi de asemenea dezbătută, sperăm noi, de toate grupurile parlamentare din nou for legislativ, pentru ca membrii din Camera Deputaților să fie aleși pe listă, iar cei din Senat prin vot uninominal și să reprezinte regiunile sau acele colectivități locale. O temă extrem de importantă care ține tot de legislativ și care va trebui reglementată în noua Constituție este combaterea traseismului politic. Ideea mie mi s-a părut foarte bună, am agreat-o și cred că foarte mulți din colegii mei vor fi de acord să susțină o asemenea modificare constituțională și anume acea idee a referendumului local prin care să se poată retrage mandatul parlamentarului traseist. E o temă care cred eu că va ține agenda publică foarte multă vreme și cred că va da pârghiile comunității care a ales parlamentarul respectiv să-și retragă votul sau să-l dea altfel pentru parlamentarul care i-a dezamăgit trecând de la un partid la altul. O să vă spun foarte succint câteva propuneri de asemenea pe care, pe parte de putere legislativă, USL-ul le are. În primul rând, reglementarea moțiunii constructive de cenzură după modelul german. Și anume, demiterea primului ministru să conducă automat la desemnarea altui prim-ministru, deoarece moțiunea nu ar semnifica numai retragerea încrederii, ci și acordarea încrederii altui șef al guvernului, al cărui nume este indicat de la bun început în moțiune. În al doilea rând, accentuarea controlului asupra activității guvernului prin utilizarea efectivă a unor mecanisme deja reglementate în Constituția actuală. Știți că avem întrebările, interpelările și moțiunile simple, dar care, din păcate, nu sunt folosite așa cum ar trebui să fie folosite. Poate ar trebui să le dăm mult mai multă forță și introducerea unor mecanisme constituționale noi, și anume acela prin care primul ministru ar putea fi obligat să prezinte Parlamentului la începutul fiecarei sesiuni parlamentare un raport cu privire la activitatea derulată în perioada vacanței parlamentare, precum și obiectivele de îndeplinit pentru perioada sesiunii parlamentare care va urma. E un control pe care eu îl văd necesar, un control pe care Parlamentul nu și l-a exercitat în ultimii ani,
Și tocmai din pricina asta am avut de suferit ca legislativ, iar executivul a fost cel care practic a îndeplinit și rolul de legiuitor. În al treilea rând, precizarea dreptului Guvernului de a stabili urgențele de legiferare pe ordinea de zi a Parlamentului, precum și realizarea unui partaj de competențe în materie normativă între Parlament și Guvern. 4. Supunerea actelor juridice ale Parlamentului unei cenzuri exterioare de tip jurisdicțional, fie instanțe de drept comun sau instanțe care realizează controlul de constituționalitate a legilor, pentru că noi credem că autonomia parlamentară nu semnifică absența unui control exterior de tip jurisdicțional, fără ca această necesitate să genereze o altă extremă periculoasă și anume excesul acesta în control. Un al doilea subiect pe care vreau să vi-l supun atenție este raportul dintre Parlament și Guvern. Pentru că, paradoxal, deși Constituția actuală prevede, așa cum știți, că Parlamentul este organul reprezentativ al poporului român, realitatea este următoarea. Parlamentul a fost văduvit în ultimii ani de funcția de control și Parlamentul, prin diversele modalități, este cel care a votat propunerile venite de la Guvern, crescând dramatic ponderea ordonanțelor simple sau ordonanțelor de urgență în totalul actelor normative adoptate. Cred că aici va trebui să fim foarte atenți și sunt sigură că noul cabinet va înțelege îngrijorarea noastră și pentru că ne dorim ca prin noua Constituție să rămână ferm și neinterpretabil că funcția primară de legiferare va rămâne Parlamentului și că vom găsi pârghii pentru ca majoritatea dintr-o cameră a Parlamentului să nu-și ofere necondiționat sprijinul oricărui proiect al executivului. Spuneam că, în mod clar, trebuie limitată instituția asumării de răspundere a Guvernului și cred că se poate discuta impunerea unor termene fixe, ferme pentru aprobarea, modificarea sau respingerea unor ordonanțe simple sau ordonanțe de urgență în ambele camere, în concordanță cu articolul 61 din Constituție. Pentru că vă spuneam despre ideea de asumare, USL-ul, asumarea răspunderii în Parlament, USL-ul a acceptat să treacă în programul de guvernare și să accepte în ideea de reformă constituțională un lucru pe care nimeni nu l-a acceptat până acum, care este în acord cu ultima decizie a Curții Constituționale pe proiectul de revizuire a Constituției, și anume ca articolul 114 aliniatul 1 să limiteze obiectul asupra căruia Guvernul își poate angaja răspunderea la un singur program, o declarație politică generală sau un singur proiect de lege care să reglementeze unitar relații sociale care privesc un singur domeniu și doar o dată pe an. De ce insist pe acest lucru? Până acum știți că au existat o multitudine de asumări de răspundere și nu pe un singur domeniu. Se venea în Parlament cu asumare pe un pachet de legi care reglementau diverse domenii. Cred că e mult mai sănătos așa, să ne rezumăm la un singur domeniu și o singură dată pe an. Și acest lucru a fost acceptat prin observațiile sale și de către Curtea Constituțională. Eu atât aveam să vă spun, acestea erau observațiile cele mai importante. Domnul ministru Șova o să vă expună opiniile noastre și pe alte puncte din reforma constituțională și vă stau la dispoziție alături de colegii mei la sfârșitul întrebării. Mulțumesc, doamna deputată, nu mi-am mai lăsat nimic. Eu vreau să fac două observații simple. În ultimii ani, de când am avut neșansa să avem Fruntea Statului pe domnul Băsescu și un număr important de ani cu PSD-ul, am constatat cu toții că două elemente au fost puse sub semnul întrebării în mod constant. Primul este statutul Parlamentului României de autoritate supremă reprezentativă a poporului român și unica autoritate legiuitoare, cum prevede Constituția României. Și al doilea element a fost pus sub semnul întrebării votul exprimat de către cetățeni. Și asta s-a manifestat
prin traseismul politic și prin nerespectarea, în mod constant, algoritmului rezultat din alegeri. Algoritmul rezultat din alegeri este o chestiune foarte importantă care poate da structura multor instituții și care trebuie respectat pentru că aceea este voința cetățenilor. Eu aș vrea să subliniez câteva cuvinte plecând de la aceste două idei despre raportul între Parlament și Președinte. Avem de ani de zile aceeași discuție. Actualul președinte al României, și nu e vorba numai de domnia sa, orice alt președinte al României, poate să stea cu Constituția în mână așa cum stă domnul Băsescu astăzi și să o citească, așa cum am mai spus, ca pe regulamentul de folosire a scării de bloc. Și să spună, scrie aici că premierul, că președintele, îmi cer scuze, desemnează premierul, deci eu pot să desemnez premier, șoferul meu preferat. E, nu așa se citește o Constituție, numai că așteptările noastre de la actualul președinte și, Doamne ferește, de la un președinte de peste 15-20 de ani de a citi cu bună credință Constituția, s-au dovedit a fi deșarte până la urmă. Și atunci, normal că trebuie lămurite lucrurile la nivel de text constituțional. Și lucrurile cred că ar fi destul de simple. Dacă un partid sau o alianță politică înregistrată ia peste 50%, atunci președintele este obligat să desemneze persoana indicată de către partidul sau alianța care a luat peste 50%. Dacă nu ia nimeni peste 50%, președintele trebuie să desemneze un premier de la formațiunea politică care are cele mai multe mandate. Dacă formațiunea respectivă nu reușește să coalizeze o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern, să desemneze de la formațiunea care a obținut al doilea număr de mandate, să se facă consultări reale. Dar ideea care domină în ultima vreme și care este așa un fel de sperietoare pentru lumea politică și pentru votul cetățenilor până la urmă, anume că degeaba mergem noi la urne, că președintele desemnează pe cine vrea el, trebuie să capete și o consacrare constituțională. De asemenea, subliniez un lucru la care noi ținem foarte mult. România nu este republică prezidențială. Singura republică prezidențială din Uniunea Europeană este Franța. În Franța, președintele desemnează premierul, demite premierul. La noi este un sistem mai sofisticat puțin, în sensul că președintele desemnează premierul, dar votul de încredere se ia în Parlament, președintele nu mai poate demite premierul. Pe noi ne interesează ca relația între premier și celelalte instituții ale statului să fie o relație între premier și Parlament. Nu putem accepta ca președintele României, indiferent cine ar fi el, să poată să facă cu guvernul cam ce vrea el. Eu mi-aduc aminte, în timpul guvernării liberale, președintele Băsescu a venit și a spus că am dat doi miniștri. Pe domnul Atanasiu și pe, la muncă, pe domnul Păcura. Și a dat și domnia sa, în timp, seama de eroarea pe care a făcut-o. Știți că spunea, la un moment dat, zice, bun, unul nu s-a început urmărirea penală, celălalt a fost declarat nevinovat și eu ce să le spun acum? Nu. Problema este că trebuie lămurite aceste lucruri în așa fel încât puterile președintelui, puterile Parlamentului, puterile Guvernului să fie foarte clar stabilite. De asemenea, este inacceptabil ca președintele să refuze să respecte voința Parlamentului, să se prezinte în fața Parlamentului și să dea raportul invocând un vot al cetățenilor. Bun. Există un vot direct al cetățenilor. Nimeni nu contestă legitimitatea votului cetățenilor atunci când ești ales ca președinte. Am înțeles că se contestă numai când ești destituit de aceiași cetățeni. Da, asta este o altă discuție deja. Nu contestă nimeni, deci, legitimitatea președintelui ales direct de cetățeni, dar dacă Parlamentul este și va rămâne autoritatea supremă reprezentativă a poporului român, în fața acestei autorități trebuie să te prezinți, trebuie să dai raportul, trebuie să ceri mandat, trebuie să asculți de ceea ce își cere Parlamentul atunci când o face. Bineînțeles,
Parlamentul, având obligația la rândul lui de a respecta atribuțiile constituționale clare ale președintelui în materie de politică externă și cele recunoscute de Constituție și cele adăugate de Curtea Constituțională în cazul de față. Acesta este un alt lucru pe care trebuie să-l lămurim. De asemenea, în modificarea viitoare a Constituției, în mod cert, cuvorumul de prezență necesar validării tuturor tipurilor de referendumuri va trebui modificat. Bineînțeles, putem discuta dacă acest cuvorum trebuie să lipsească cu desăvârșire sau să avem un cuvorum minim de 20-30%, cum mai au unele state. Practica generală europeană este că nu există cuvorum de prezență pentru validitatea unui referendum. Câteva cuvinte aș vrea să spun despre puterea judecătorească. Aici sunt două aspecte foarte importante. Prima este legată de independența justiției, care am văzut că a devenit un fel de marotă a domnului președinte Băsescu și a PD-ului, deși eu aș pune în discuție, dacă nu cumva, și mă dau pe mine de exemplu, eu cred că în 15 ani de avocatură am vorbit cu mai puțin judecători și procurori decât a vorbit domnul Băsescu, de exemplu. Asta e convingerea mea. Și m-aș pune la încercare în legătură cu treaba asta. Deci independența justiției trebuie să fie reală, reglementată în Constituție și cred că trebuie să existe un binom independență-responsabilitate. Astăzi, responsabilitatea magistraților față de deciziile greșite pe care le dau în materie civilă sau față de erorile judiciare în materie penală, este evident că lipsește aproape cu desăvârșire. Mai mult decât atât, avem o problemă în ce privește numirea procurorilor. Ați văzut această neliniște generală publică de la Bruxelles până la București în legătură cu numirea procurorilor. Inutil să rememorez faptul că în 2005 au fost scoși 10 procurori, începând cu șeful parchetului general, șeful DNA-ului și 8 adjuncți la DNA, la DICOT, la parchetul general, din pălărie de către doamna Macovei, fără transparență, fără procedură, fără în temeiul prevederii că ministrul justiției desemnează. Eu cred că va trebui să avem reglementată și la nivel constituțional și la nivel legal o procedură foarte transparentă, dar nu, în același timp trebuie clarificat și statutul procurorului. Noi avem în Constituția astăzi reglementat Ministerul Public și trebuie reglementat foarte clar și văzut care este statutul procurorilor, sunt sau nu parte a puterii judecătorești, sunt sau nu sunt magistrați, care este statutul lor, fără să mă hazardez să înaintez astăzi o soluție pe această temă. Penultima idee pe care aș vrea să o abordez se referă la Curtea Constituțională, care, firește, trebuie să aibă, trebuie să îndeplinească două condiții, o condiție de independență și o condiție de profesionalism. Pentru că atunci când judecătorii constituționali ajung să pronunțe decizii în materii extrem de importante și de dureroase, trebuie să ne asigurăm că sunt și bine pregătiți și independenți. Așa cum arată astăzi Curtea Constituțională, fără să vreau să mă refer la toți cei 9 judecători, dar din păcate, o majoritate covârșitoare dintre ei au o pregătire juridică îndoielnică și, de asemenea, independența lor este foarte discutabilă, având în vedere că sunt numiți exclusiv pe linie politică de către președinte și cele două camere. Cred și susțin cu tărie că magistrații trebuie selectați ca și criteriu profesional în principiu dintre magistrați care să aibă 18 ani vechime în magistratură și trebuie să
se asigure prin prevederi constituționale o independență suficientă cât să fie convingătoare, să spun, și pentru marele public. Astăzi planează asupra Curții Constituționale bănuiala generală a lipsei de independență și a subiectivismului în privința pronunțării deciziilor și acesta nu este deloc un lucru bun. Mai mult decât atât, reiau ideea colegei mele, Alina Gorghiu, cred că va trebui reintrodusă posibilitatea care exista până în 2003, anume aceea de a desfința hotărârile Curții Constituționale în Parlament cu o majoritate de 2-3, ceea ce reprezintă o practică europeană uzuală. Și mai mult decât atât, cred că ar trebui introdus pentru asigurarea independenței și pentru obiectivitatea deciziilor o majoritate calificată la vot pentru toate deciziile pronunțate de către curte. Deci este inadmisibil să ne jucăm în continuare cu 5-4, pentru că trebuie să ne lămurim acolo. Dacă 5 judecători cred una și 4 judecători cred alta, totuși Curtea Constituțională dă hotărâri care 90% sunt hotărâri de natură juridică. 10% prin specificul activității au și un caracter politic. Nu mă refer la politica pe care o facem noi în Parlament, dar interpretarea Constituției este o activitate care implică și o interpretare politică a unui text atunci când te referi mai ales la funcționarea instituțiilor. Dar 90% este activitate juridică. Ori, pe drept, 5 să creadă într-un fel, 4 să creadă în alt fel, mai ales în chestiuni esențiale, mi se pare greu de continuat în felul acesta. Și un ultim aspect, în Constituție, în mod evident, vor trebui introduse anumite prevederi în care să nu se mai poată lua împrumuturi în numele statului român fără acceptul Parlamentului, iar proiectul de buget, după ce este prezentat de către Guvern în fața Parlamentului, în mod normal, în conformitate cu noile tratate ale Uniunii, să fie trimis spre studiu și aprobare către instituțiile Uniunii Europene. Cam asta, doamna Anghel. Deci vă zic bună ziua astăzi, pentru prima dată în calitate de membru de partid, până acum 2-3 săptămâni de zile, era în Vocea Străzii. Sper să îmi păstrez totuși această calitate, iar Vocea Străzii să ajungă în Parlament, să se facă auzită și cei din Parlament, urmă cu mine, sper, să reușim să și rezolvăm doleanțele cetățenilor. În privința Constituției, în urmă cu 2 ani de zile, fix cu 2 ani de zile, aici am discutat, spuneam că această Constituție a fost pur și simplu așezată pe fața lui Procus de către domnul președinte Băsescu și de către guvernul Boc și s-a făcut orice s-a dorit cu această Constituție, numai respectarea ei nu a fost în viziunea și preocupările președintelui și a guvernului Boc. Spunea domnul Șova despre faptul că majoritatea hotărârilor Curții Constituționale sunt date cu 5-4. Dacă ne gândim puțin, jurații din Statele Unite nu pot să iau o hotărâre dacă nu sunt toți. Așa ar fi normal să fie și aici. Nu există să poți să interpretezi 5 într-un fel. Culmea este că interpretezi astăzi la modul acesta și mâine te schimbi și interpretezi altfel. Așa ceva nu este posibil și așa ceva este considerat, din punctul meu de vedere, un abuz. Pentru care, conform acestei Constituții care încă există, și având articolul cu nimeni nu este mai presus de lege, normal ar fi ca domnul respectiv să răspundă. Mă refer la cei de la Curtea Constituțională și mă refer în primul rând ca simplu cetățean care m-am simțit umilită, care m-am simțit călcată în picioare de hotărârea dumnealor de a valida referendumul împotriva ceea ce au spus 7.500.000 de oameni. Este inadmisibil și așa ceva nu trebuie să se mai întâmple într-un stat de drept, acolo unde legea ar trebui să fie lege, iar Constituția să reprezinte pur și simplu Biblia fiecărui cetățean. Normal ar fi ca
să respectăm această Constituție, măcar până când facem alta nouă. Dar normal este ca restrângerea drepturilor cetățenilor simpli, cei de acasă, să se poată face foarte restrictiv și numai în cazuri extreme. Ne-am obișnuit cu politica domnului Boc și a PDL-ului de restrângere a drepturilor consfințite de Constituție și ne-am obișnuit totodată ca cetățenii români să nu aibă nicio modalitate de a protesta sau de a îndrepta lucrurile. Modalitățile au fost fie extreme, greva foamei, cum am făcut-o eu, aruncarea de la un balcon a domnului Sobaru, bine că n-am urmit săracul, sau ieșirea în stradă. De multe ori și dreptul acesta simplor cetățeni le este refuzat, acela de a ieși în stradă și de a spune că nu este normal să se întâmple ceea ce se întâmplă în această țară. Pentru mulți, Constituția a fost un domeniu abstract. În ultima perioadă, tot discutându-se despre anumite prevederi ale acesteia, mulți oameni au înțeles că în această Constituție sunt prevăzute niște drepturi, drepturi garanții, iar garanția respectării acestor drepturi ar fi să fie instituțiile statului în funcție în frunte cu președintele României. Președinte care ar trebui să fie garantul Constituției și totodată mediator între puterile statului. Până când nu vom rezolva această problemă și până când atribuțiile președintelui nu vor fi stabilite clar în ceea ce privește dreptul dumnealui și al unui guvern de a restrânge drepturile cetățenilor, nu vom avea un stat de drept. Se spune că un stat și biserica există dacă cineva crede în el. Dacă mergeți pe stradă și întrebați pe oameni dacă mai cred, nu în biserică, în biserică ei cred încă și este ultimul reacție și ultima speranță. Dar în statul român, cetățeanul nu mai crede. Pentru că de multe ori, dacă în familie, a fost pus în situații dificile și nimeni din acest stat român nu a venit să-i apere drepturile, unele garanții din Constituție. Au ajuns să constate domnii Boc și cei de la PDL că pensionari, că bugetari, că dumneavoastră presa, reprezentați o amenințare pentru statul de drept. În ce sens? În sensul de a încerca să taie, să taie, să taie, să taie din aceste drepturi sau să nu le pună în aplicare. Dreptul la viață decentă, la păstrarea sănătății și la protecție socială sunt consfințite, spuneam, de Constituție. Cine le mai apără? Cine se mai gândește? Vorbeam la un moment dat de salariul minim pe economie națională. Este aproape 7 milioane în care scădem impozitele la muncii și 3 ani și jumătate. Cine își poate închipui o familie poate să trăiască cu 5 milioane și jumătate pe lună? Avem legi care reglementează foarte clar corelarea acestui salariu minim cu coșul minim de consum. Nimeni n-a făcut în regimul Boc lucrul acesta. Nimeni nu s-a gândit cum își crește familia copiii. Sau nimeni nu s-a gândit dacă un tânăr în ziua de astăzi are curaj să-și întemeieze familia. N-are casă, nu-și poate cumpăra pe salariile și pe ceea ce se întâmplă în această țară. Deși dreptul la o viață și la un trai decent este prevăzut în Constituție. Spune ceva la serviciu, are toate șansele să ajungă în stradă următoarea zi, pentru că noul cod al muncii cel asumat de către domnul Boc face posibil acest abuz, fără a răspunde nimeni în fața legii. Mi-aduc aminte că domnul președinte Băsescu, după ce parlamentarii în unanimitate au aprobat legea de mărire a salariilor cu 50% la cadrele didactice, a ieșit pe toate posturile și a spus că în cazul în care nu se va aplica, asta înseamnă că nu trăiești într-un stat de drept. Eu vă spun în calitate de cadru didactic că nici în ziua de astăzi acea lege nu este aplicată la toate cadrele didactice. Prin urmare, concluzia firească trasă și de domnul președinte și de mine este că nu trăim într-un stat de drept. În momentul în care fiecare își permite să facă ce vrea colegii și să nu răspundă pentru abuzul respectiv, nu trăim într-un stat de drept. Constituția ar trebui să fie cartea de încăpătire, Biblia fiecărui cetățean.
dar nu numai a fiecărui cetățean. Constituția ar trebui să reprezinte Biblia fiecărei instituții publice și fiecărei am spus ceva la locul lui, am crezut că m-am supărat cu ceva. Spuneam că sunt membră de partid de 2 săptămâni de zile. Deci probabil că nu știu să votez ca un politician. Culmea este că nici nu prea trebuie să-mi văd lucrul acesta. Oamenii mă simt de-a lor, vorbesc ca ei, îi înțeleg bine, mă recunosc pe stradă, au încredere să-mi spună ce-i doare, și sper să aibă încredere că dacă voi ajunge în Senatul României, voi duce acolo toate durerile lor. România plânge, România este disperată, România este deznădăjduită. Nu vă spun ce se întâmplă la teritoriu. Oamenii, și culmea este că oamenii au ajuns să nu-și mai dorească ajutoare sociale. Oamenii își doresc loc de muncă. Eu, spre exemplu, am dus la Craiova. Este primul oraș pe cartea țării cu șomaș mare. Cel mai mare din țară. Oamenii vor să muncească, nu mai vor să fie umiliți printr-un ajutor care îi se dă de 2-3 milioane pe lună. Oamenii vor să fie stăpâni pe deciziile lor, vor și nu-și doresc majoritatea. Nici cine știe ce vacanțe exotice, nici cine știe ce case pe coasta de Azuri. Își doresc doar să trăiască normal, absolut normal. Să aibă bani să-și încalțe copilul, că vine iarna acum, nu neapărat cu cizme de cauciuc, ci cu o încălțăminte mai bună. Și toate lucrurile astea sunt prevăzute de Constituție, garantate de Constituție. Cine a respectat-o până acum, cel puțin în ultimii 3-4 ani de zile? Nimeni. Deci, dacă reușim să facem o Constituție bună, este foarte bine. Bine ar fi, însă, să o și respectăm. Și până când o facem pe aceea, să învățăm să o respectăm pe aceasta și articolul, principiul, nimeni nu mai este mai presus de lege, să prevaleze și chiar să se aplice în această țară. Ce s-a pronunțat Curtea Constituțională legat de desfințarea CSM în cazul domnului Diaconu, Curtea a precizat că nu trebuia să se voteze în cadrul Senatului cazul său, ci să se ia act și, prin consecință, mandatul domnului Diaconu încetează. Cum această decizie? Da, din 1 iulie. Dar ce-a pronunțat Curtea că n-am... Că m-am dat concedat din 1 iulie. Mandatul domnului Diaconu a încetat din 1 iulie. Adică s-a pronunțat acum? Da, da, s-a pronunțat acum. Păi, uite, dacă putem să facem un recurs la Înalta Curte, unde să judece judecători, sau dacă hotărârea respectivă putea fi întoarsă în Parlament de 2-3, Curtea Constituțională n-a făcut ce face din Constituția acestei țări. Aș vrea niște precizări referitoare la controlul de constituționalitate al votului parlamentului. Cum exact a funcționat? Ce am vrut să spun este următorul lucru, că da, actele trebuie supuse controlului de constituționalitate categoric, dar că o decizie a Curții Constituționale, așa cum a explicat domnul ministru Șova, poate fi ulterior cenzurată de o anumită majoritate parlamentară. Că ea a fost una calificată de 2-3 până acum câțiva ani, poate gândim o altă majoritate, poate facem o majoritate mai mare, nu știu. Dar cert este că în contextul actual, cu hotărârile luate întotdeauna în... E atât de polarizată decizia la Curtea Constituțională, încât eu cred că o majoritate calificată, și să le crede că o majoritate calificată parlamentară s-ar putea să vină cu o hotărâre mult mai bună decât ceea ce se întâmplă în 9 ani la Curtea Constituțională cu 5-4. Da, vorbim despre toate deciziile Curții Constituționale sau doar despre cele care vizează neconstituționalitatea unei legi? Până în 2005 nu era o prevedere care să facă referire la o anumită materie pe care Curtea se dispărința. E o dezbatere pe care a trebuit să o avem. Din punctul meu de vedere, orice hotărâre a Curții Constituționale, evident, de partea legislativă, în rest, deciziile Curții Constituționale în alte materii, pe dosare individuale, pe excepții de neconstituționalitate invocate într-un dosar civil,
nu e de competența Parlamentului să cenzureze asemenea... Asta se putea otarga la multă curte. Dar, pe ceea ce ține de procesul de legiferare, categoric, cred că Parlamentul ar trebui să aibă ultimul cuvânt. Revenim puțin la cazul Diaconu, da, nu am răspuns. Cum vedeți această decizie? Să știți că și eu aștept să văd comunicatul Curții, îmi dați eu știrea acum în conferința de presă, n-am văzut comunicatul, aștept să văd motivarea, dar ca procedură, independent de cazul Diaconu, ca procedură, vă informez că finalul mandat, de finalul mandat se ia în plenul camerei respective. Indiferent că este Camera Deputaților, că este Senat. Deci va trebui să existe o hotărâre a Senatului în cazul unui senator sau o hotărâre a Camerei în cazul unui deputat pentru a constata că mandatul unui parlamentar este revocat. Dar așa cum spune Curtea, este un act formal să se ia, pentru că... Este o procedură regulamentară și constituțională peste care nu se poate trece. Deci, ca atare, dacă este într-adevăr în sensul ăsta decizia Curții Constituționale, la hotărârea Senatului, mandatul domnului senator nu este... Ideea era că nu trebuia să se voteze în plenul Senatului, ci doar să se ia act de starea de... De încetarea de legalitatea. Eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră, dar repet, indiferent că s-a votat, că nu s-a votat, finalul mandatului unui parlamentar este consfințit de o hotărâre a Camerei din care face parte. Asta e procedura regulamentară. Mai am o întrebare referitoare la Constituție. Am văzut că domnul Ponta spunea ieri că în iunie 2013 ar trebui adoptată această modificare a Constituției. Având în vedere că propuneți o schimbare a modului de alegere a senatorilor și deputaților, cu mandate diferite, cu atribuții diferite de cele două camere, credeți că se impune organizarea și de alegere anticipată? Nu, categoric nu. Este vorba de o legătură care reglementată în viitor nu o să afecteze mandatele în curs. După adoptarea revizuirii. Deci, orice lege pe care o vom adopta, că este legea fundamentală revizuită, că este legea electorală nouă, că va fi o regionalizare, indiferent de ce legi vorbim, ele nu pot afecta mandatele în curs. O revizuire în momentul iunie 2013, septembrie 2013, 2014, nu poate afecta nici măcar mandatul președintelui. Ca să fie limpede să nu mai avem lumea când am putut să revizuim Constituția ca să-i afectăm mandatul domnului președinte Băsescu. Doamna Angel, spuneți că sunteți vocea străzii care urmează să fie în Parlament. Numele dumneavoastră apare cu un document în care se cere desfințarea structurilor de poliție politică de tip stalinist și a instrumentelor politice tip Curtea Constituțională, ANI, DNA, CNSAS. Da, am făcut precizările de rigoare la timpul respectiv, nu am semnat așa ceva, nu m-a întrebat nimeni, am dat declarație de presă atunci, am spus că sunt de acord în condițiile în care ANI face abuzuri și nu-și înțelege venirea să fie desfințată ANI sau să fie reformată, dar ANI nu este o instituție trecută în Constituție. La Curtea Constituțională am spus-o, am repetat-o de zeci de ori, n-aș putea să spun lucrul acesta atâta timp cât este o instituție prevăzută de Constituția acestei țări. A, că îi se poate modifica legea de organizare, că putem să-i restrângem anumite atribuții, dar numai în limitele Constituției. Sub nicio formă n-aș fi spus lucrul acesta, credeți-mă. Tot acesta am auzit spunând foarte clar la ședința USL-ului că vreți desfințarea CNA-ului. A spus-o cu vocetare premierului Victor Ponta, președintelui Cunantăță. În condițiile în care CNA-ul iarăși face o grămadă de abuzuri, deci, și în momentul în care legea lor, deci orice lege normală ar fi să cuprindă ceea ce este, dar și sancțiuni. Ori s-au făcut legile în așa fel, încât nimeni nu răspunde pentru ceea ce face. Acum să fim serioși și să ne gândim la cetățeanul din stradă. Deci, domnule, eu te plătesc pe tine în calitate de membru al ANI, da? Și te plătesc să-ți faci datoria. În momentul în care constat că tu, de fapt, nu faci ceea ce trebuie, ci faci numai ceea ce consideri tu, fie desfințezi instituția pentru că nu folosești și pentru că dublează, de fapt, parchetul, fie dacă nu, răspunzi.
civil, penal, administrativ, dar a răspuns cumva. Ori nimeni în această țară nu răspunde. Deci numai în această variantă, în cazul în care nu există posibilitatea să răspundă. Dar sunt instituții în această țară pe care eu le consider pur și simplu ciuperci și apropite. N-au ce să caute, mănâncă banii cetățenilor de pomană. Avem un partid să-și facă datorie. Nu mă comunic cu CNA-ul, știți. Deci, vreți să intrați CNA-ul sau nu vreți? În cazul în care reprezintă un obstacol în calea informării corecte a cetățenilor și în cazul în care răstrânge dreptul nostru a cetățenilor de a fi informat și dreptul dumneavoastră de a face informările necesare către cetățeni, da. În cazul în care își înțeleg menirea și legea este respectată, nu. Până așa, am înțeles menirea sau nu? Nu prea. Ați vorbit, doamna Gorghiu, despre supunerea actelor Parlamentului unui control de tip jurisdicțional. Cine ar trebui să facă acest control? Sunt niște teme pe care, de principiu, vi le-am lansat dumneavoastră spre dezbatere și care vor trebui să fie aprofundate. Sunt niște idei pe care noi le avem și asupra cărora, evident, că vom veni cu detalii în momentul în care ele se vor concretiza. În momentul ăsta, singurul lucru pe care vi-l spun că s-a avea la nivel de principiu este acel control asupra hotărârilor pe care Curtea Constituțională le dă în materie legislativă. Mai mult de atât, la ce se va ajunge și care vor fi concluziile, le veți afla la momentul la care se vor naște ideile geniale în cadrul majorității parlamentare de după 9 decembrie și, de ce nu, ideile bune care vor veni și din partea societății civile, pentru că sper ca, eu nu știu dacă este un termen rezonabil până în iunie, sper să se poată face un proiect până în luna iunie, dar cred că o dezbatere cât se poate de reală și de serioasă va trebui făcută. Dar aveți la nivelul USL-ului pregătită o echipă care să lucreze la... Nu este conturată momentan echipa. Au tot fost discuții în sânul USL-ului cu cei care sunt, au un background juridic. Domnul Șoba a venit cu idei, că eu am venit cu idei, că cei mici comisiile de resort, comisia juridică de la PNL, de la PSD, de la PC au venit cu idei. Le-am tot discutat, au fost discutate în cadrul programului de guvernare cu justiție. De fiecare dată când ajungeam la programul de guvernare, am mai adăugat câteva idei și în fiecare conflict instituțional ne-au mai venit idei, tocmai pentru a debloca starea de fapt. Ultima situație conflictuală puternică a fost referendumul din vară, când am constatat că suntem într-un real blocaj și atunci am văzut unde pârie, ce articole din Constituție pârie și unde va trebui să aduce prevăririle necesare și suficiente pentru a funcționa cu drepturile locale constituționale. Credeți că numărul de parlamentari ar trebui prevăzut în Constituție? Numărul de parlamentari. Nu cred că poate fi stabilit în Constituție. Este o dinamică care depinde foarte mult, este corelată foarte mult cu populația din România. E o normă de reprezentare, asupra normei de reprezentare, cu siguranță vor fi discuții, dar categoric număr de parlamentari trebuie menționat indirect prin normă de reprezentare legea electorală. Nu poți să treci în Constituție număr de parlamentari. Poți? Dar în Constituția nu poți modifica o dată de care vor să lucrăm. Aș vrea să fac o completare. Mi-am adus aminte la misiunea de CNA, era discuția când CNA-ul voia să închidă Antena 3. Și atunci am spus, decât închiderea unei televiziuni, mai bine închidem CNA-ul. Deci, în condițiile astea a fost. Dar încă un lucru, nu reprezintă o prioritate pentru mine și pentru mandatul meu, desfințarea acestor instituții. Dacă își înțeleg menirea, n-au decât să trăiască până la adânc bătrâneți. N-am o chestie cu ele. Pentru mine, prioritatea este salariul minim, șomajul, legea pensiilor, legea învățământului, sănătatea oamenilor, masa caldă care s-a promis în programul de guvernare pentru copiii de la 1-4. Deci altele sunt prioritățile, nici de cum ce ne-au. Nu ne în cazul în care președintele Traian Băsescu nu își va folosi dreptul de veto la Consiliul European dacă bugetul va fi nefavorabil României.
și având în vedere și rezoluția adoptată ieri de către Parlament, ar putea fi un motiv de suspendare? Nu, asta nu e un motiv de suspendare din punctul meu de vedere strict constituțional, dar firește că ceea ce rezoluția care a fost adoptată în Parlamentul României, eu nu cred că poate fi ignorată de președinte. Președintele, în calitatea domniei sale de reprezentant al statului român, cred că poate ignora interesele cetățenilor români. Iar interesele cetățenilor români, că noi suntem mai modești, nu vorbim despre interes național neapărat, dar interesele cetățenilor români este ca această țară să obțină același nivel al fondurilor de coeziune fondurilor în cadrul politicii agricole comune. Nu te poți duce acolo și să respecti ce vrea Partidul Popular European sau să sprijin prin vot interesele Germaniei. Deci tu te duci acolo și respecti interesele României. Acum, în angajamentul domnului Traian Băsescu în campania electorală, domnia sa spune că dacă se duce să reprezinte interesele României, este anti-european. Dumnezeu să merte. Cred că n-a înțeles dânsul despre ce înseamnă negociere la Consiliul European. La Consiliul European, unde se întâlnesc șefii de stat, șefii de stat se întâlnesc pentru a susține interesele țărilor pe care le reprezintă. Acum, știți foarte bine că la Consiliul European sunt două direcții în acest buget. Este direcția agreată de Parlamentul European și de Comisia Europeană, la care s-a aliat Guvernul României, Parlamentul României și grupul prietenilor coeziunii, adică al acelor țări care beneficiază în mod majoritar de fondurile de coeziune și care este un buget în interesul României și este o propunere de buget venită din partea președintelui Consiliului, mă refer la domnul Van Rompuy, care prevede nu doar reducerea bugetului cu 80 de miliarde de euro, care în mod concret în România ar afecta cu 8 miliarde de euro, adică bugetul acordat pe 2014-2020 ar fi cu 8 miliarde de euro mai mic, dar propunerile domnului Van Rompuy sunt puțin mai delicate decât această simplă reducere. Adică domnia sa propune reducerea prefinanțării de la 7% la 2%, propune reducerea cofinanțării de la 85% la 75% și propune scoaterea taxei pe valoare adăugată din rândul cheltuielilor eligibile. Ceea ce va reduce, aceste trei măsuri vor reduce și mai mult posibilitatea de acces la fondurile europene pentru România. Ori firește că președintele Băsescu, având așa un discurs din acesta simplist, doar cine este pro-european și anti-european, firește că este o naivitate aici. Aici nu e vorba de cine e pro-european, anti-european, nu e vorba de un conflict simplu între președinte și premier. Problema este că domnia sa negociază, cel puțin aparent, ignorând mesajul dat de Parlament și de Guvern, eu sper că nu se va întâmpla treaba asta până la urmă, pentru un buget care va începe la un moment la care domnia sa va fi pensionat. Că el vrea să afecteze între 2014-2020, în momentul în care domnia sa nu va mai fi în politică. Ori, ceea ce se negociază astăzi și probabil și anul următor în cadrul Consiliului, va afecta România într-o perioadă în care domnia sa nu va mai fi activ în politică sau oricum nu va mai fi președinte al României. Firește că ne interesează românii mai mult decât Constituție. Mai puțin mai tare, să spun. Dacă ați spus că dacă niciun partid nu e 50%, președintele trebuie să designeze un premier de la partidul cel mai multe mandate. Îl designeze președintele sau partidul acela îl propune președintele? Că nu. Vedeți, în materie constituțională, nu, când n-ai 50%, ca să poți să spui, domnule, vrem, pă, ăsta am luat 50%, nu vrem. Normal că trebuie să existe niște discuții în momentul în care n-ai 50% și ai cel mai mare, dar principiul trebuie să fie, trebuie să numești de la partidul care are cel mai mare număr de mandate, să nu existe așa o nelămurire, adică, domnule, venim degeaba la vot, că vine președintele și pune mâna de pe locul 3. Din interiorul partidului respectiv, normal că se poate discuta, dar vedeți, nu trebuie să restrângem într-o regulă. Există niște
cutume politice președintele Băsescu le cunoaște foarte bine. Domnia sa se face că a trăit în altă parte decât într-o țară democratică, membra Uniunii Europene, pentru că așa îi convine. Dar cutuma politică spune clar, premierul dat de un partid care ia cele mai multe mandate trebuie să fie președintele respectivului partid. Nu știu dacă au apărut situații excepționale, foarte rar oricum, în care să fie altcineva în afară de președintele partidului. Președintele unui partid, atunci când participă în lupta electorală și politică, trebuie să-și asume fie funcția de premier, fie pe cea de președinte al unei camere, dacă respectivul partid nu are guvernul, fie normal să intre în cursa prezidențială. Deci, astea sunt cele trei poziții pe care le poate avea un șef de partid. De asta e președintele partidului. Mai mult decât atâta, când dai, de exemplu, o situație cum are USL-ul. Un partid, de exemplu, și-a desemnat prin congres, iar hotărârea de congres se înregistrează la tribunal, deci are un caracter de publicitate și un caracter obligatoriu și spune, domne, candidatul nostru de premier este X. Poate veni președintele să ignore o asemenea decizie colectivă. Dar acestea sunt deja cutume politice, ele nu le vom găsi scrise în nicio constituție a lumii civilizate. Cum trebuie să faci? Eu mereu am făcut această comparație la președintele Băsescu cu regulamentul de utilizare a scării de bloc, în care scrie vă rugăm frumos, stingeți lumina când ieșiți de pe scară. Nu scrie, o lăsăm aprinsă. Nu. Normal că nu trebuie să scrii tot. Nu trântiți ușa, nu faceți zgomot pe scară între orele 14-18. Nu așa se face o Constituție, pentru că nu acesta este spiritul constituțional. De altfel, eu am spus, nici Constituția actuală ajunge la lămuriri, tocmai din cauza faptului că au fost oameni de rea credință. Altfel, Constituția este suficient de modernă și vă garantez că într-o țară în care unii politicieni nu s-ar face că nu știu ce e cutumă politică sau ce este o practică democratică, poate că prezenta Constituție nu ar fi avut atât de multe defecte cât ei se identifică astăzi. Domnule, de la privirea principală a problemelor ultimii ani. Nu mai văd președintele Băsescu. Probabil nu mai numai 2014. A fost și raportul între guvern și parlament. Dar ce nu va fizica pe viitorul președinte să vă numească pe dumneavoastră de la PSD și să numească pe alt coleg al dumneavoastră? Chiar dacă partidul nu are cine că plus 1. Asta spun. Că nu l-a oprit nimeni. Atunci iar dacă într-un conflict funcțional. Vă dau un exemplu. În niciun stat normal n-ar fi venit președintele țării să numească șeful unui serviciu secret în fruntea guvernului. Neavând apartenență politică, pentru mine numirea lui Ungureanu face parte din categoria numirii șoferului. Pentru că, faptul că a existat o PDL-ul, nu mai știu cine era aliat, obedienție atunci președintelui, și că președintele putea să numească pe oricine și pe majordomul palatului ca premier, asta este o altă discuție. Dar trebuie să numești în funcția de premier un om politic. Foarte rar se ajunge să numești premier un tehnocrat, să faci guvern de Uniune Națională sau guvern de tehnocrat, sau nu. Trebuie să numești un personaj politic. PD-ul la vremea respectivă probabil că nu mai avea pe cine. Ați văzut că de altfel colegii de la PD, eu și acum am rămas uimit de răspunsul, cred că neinspirat al, probabil domnul Blaga a vrut să fie democratic în exprimare, dar neinspirat spunând că are o listă de premieri. Păi, în condițiile alea înseamnă că domnul Blaga spune, neforțat de nimeni, că el nu e capabil să fie premier. Eu mă aștept ca PD-ul, dacă intră în această competiție, să spună, domnule, premierul propus de noi este președintele partidului. Nu pui președinte, adică ce face președintele partidului? Păzește sediul central și pui premier pe altul? Nu există. Trebuie să-ți asumi. Ești președinte, înseamnă că poți să fii premier. Asta este mecanismul politic de funcționare. Noi la PSD și cred că și la Partidul Național Liberal este aceeași situație. Șeful partidului nu poate fi decât premier sau candidat la președinție. Nu poate fi altceva. Vă mulțumim!